trăiască Domnul Iisus în inima fiecărui din noi. Amin. Așa se spune că îl are pe Domnul Iisus în inima lui, că să trăiască viața pe care a trăit-o Domnul Iisus, slăvit să fie numele. Glasul lui pe ulițe nu s-a auzit, trestea frântă Naruto și fițilul care mi-a fugă nu l-a stins, slăvit să fie Dumnezeu. Iubiți, frași și sorori, mă bucur, mă văd pe 4 ani zile, credincioși și frumoși, Domnul să vă binecuvinteze. Mă este bine să vorbim mult despre înaintașii noștri, o viață sfântă trăită, dar despre noi ce să vorbească, generați ca vorba? Dăm dovadă? Iubiți, frași și sorori, Dumnezeu lucrează cu fiecare din noi, în raport cu credința fiecăruia. Anul acesta, după anul nou, avem la București un frate, avea 90 de ani, ziarist, scriitor, tare bolnav. Și m-am dus la dânsul, m-a ajuns seara, dau telefon, nu răspunde la telefon, am stat toată noaptea în Gara de Nord, a doua zi m-a dus dimineață, sun, îmi răspunde cu brata mea. Și am spus, uite, sunt la ușă, deschide ușa. O venit și fratele meu era căzut jos, l-a pus să scoare, așa de bolnav era. A stat pe pat, nu puteam să vorbesc cu el nimic. Nu puteam, nu are cum. Așa m-am întristat, că am trăit bine, m-a ajutat într-o nevoie mult. Și acum era datoria mea să-mi fac datoria ca copil al lui Dumnezeu. Iubiți, frate, dacă vreau să credeți că eu, dacă nu puteam să vorbească nimic, am făcut o rugăciune din toată inima. Când a terminat rugăciunea, o să se vorbească exact cum era vorba lui. Slăviți să fie Dumnezeu. Dar asta se face să iubiți fraților, mai prin credință. Cred. Rugăciunea este arma diluinței, slăviți să fie Dumnezeu. Și stau și mă gândesc de multe ori. De ce se întâmplă pe planeta aceasta atâtea războaie, atâta energie, atâta răutate? De ce? Dumnezeu dezvine popoarele. Ne punem întrebarea, Dumnezeu dezvine. Iată ce spune la 2 Cronici, la capitolul 15 cu versetul 6. Deci un popor se bătea împotriva altui popor, o neam contra altui neam, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmbtorări slăvise pe Dumnezeu. Deci cine tulbură Dumnezeu? Pe cei răi, nu pe cei buni, mi-s frate și sorori. Ăsta-i Dumnezeul nostru. La profetul Zaharia, la capitolul versetul 10, spune așa, eu, Domnul, dezvin pe toți oamenii unii împotriva altuia. Pe cine? Pe cei răi, mi-s frate și sorori. Deci Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim oameni ai rugăciunii. Dar să crești la îndoielii inima ta. Mă duc la biserica din Vama, după rugăciune îmi spune un frate, hai la frate toate și că-i tare bolnav la pat. Hai să mergem. Mai merge și pe două surori tot din Vama de acolo. Când ajunge, iese nevasta lui afară, înaintea noastră și plângând. Deci, toate nu mai e nimic cu Dumnezeu, gata, moare. Am intrat în casă, pacea Domnului, pacea Domnului și spui, și spui. Fratele era în coma. Hai să ne rugăm din toată inima noastră. I-a rugat din toată inima și când mă scoate pe genunchi, spun, să știi că fratele Toader se face bine. Când îți apară o soră, spun, nouă, frate. Fiindcă să-i asistentă, zice, și a spus că are cancer și nu mai. Asta era șoapta celui rău. Zice, de la Dumnezeu este greu să vindeci cancerul? Nu e greu. Am plecat acasă la Bacău, la o săptămână vine o zile de la Vama, și zice, măi, ce face fratele puiul de la Vama? Fratele puiul și umblă prin grădină și face treabă. Slăviți să fie Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu nostru, iubiți fraților. Dar trebuie să lucrezi cu semne și minuni. Dumnezeu lucrează. Dar crezi? Te ospedești?
slăvit să fie Dumnezeu. Deci noi trebuie să vorbim și din experiența noastră, niște lucruri se pare mărunte, dar sunt de o mare folos în viața și sănătate. Când Dumnezeu lucrează cu semn și minuni cu fiecare de noi, noi să nu rămân niște ierșători, ca cei 10 leproși. Dumnezeu a pus la probă, duceți-vă și arătați preoților. Dar pentru mine a vindecat pe toți. Câți am dorit înapoi să-i mulțumească Domnului? Unul singur. Și Domnul să spune clar, eu am vindecat 10. Dar nouă, unde sunt de mai străinul acesta este alt? Nouă erau evrei. Acela era străin dintre neamuri. Deci din 10 vindecați, unul și mântuit. Slăviți să fie Dumnezeu. Deci Dumnezeu lucrează, iubiți frașii și dacă am spus că nu trebuie să fim încercători, vă dau alt exemplu. Din viață. Întâmplat. Tatăl meu, socru, era tare contra pocăiților. Da. Dar s-a îmbolnăvit așa de tare, foc de alterită la picior. Chiar am văzut de 80 de ani. Durerea de alterită la picior, o durere tare, Dumnezeu. Cum spune noi, moldovenii, răcânie, din durere. Și-o zic, băi, duceți-mă la doctor, și l-am zis la doctor. L-a consultat și domnul trebuie să-i tăie în piciorul, că la mine se-i place. Să duc la salonul cu tare, duc la salonul cu tare, doctorul din salon spune, ce m-a dus moși de angul ăsta aici? Păi că ne-am tăiat piciorul și m-a urât pe masă de operație, zice. Dar nu știu ce se face cu el acasă, că el s-a șerut. Ei bine, bagă-l acolo. L-am băgat în salon. Ne-am plecat acasă și cum eram noi cu servici toți, facem curândul acasă, că să te aparte, singur. A doua zi, doctorul îi spune la asistente, du-te și tai de aici pe cealaltă de la birou, de acolo, că era piciorul negrit. Să mai scurge din picior. L-o tăie picior și l-o trimis acasă. Dacă l-o trimis acasă, prima seară, o dorme un cumnat al meu, cum zice, facem curândul și noi. N-a putut fratele cumnatul cealaltă se doarme din plânsul și răcnitul lui, din durere. A doua seară în cademia, să mă duc la el să stau. De eu vină, eu harfa de cântări, căie de poezii, și mă duc și spui, tată, zic, mă, e sigur că n-are ce să-ți facă doctorii? Da, măi. Sunt convins că nu mai are ce să-mi facă doctorii. Dar mă, ta știi că mai este un doctor cu așa de siguranță față. Bă, 100.000 de lei dau pe el, bani mulți am atunci, 100.000. Nu mai sunt durerea asta, nu o ține niciun bani. Dar așa ce te vindecă este Domnul Iisus Hristos, mata, crezi în lucrul acesta? Crezi. Și mata, le-ai te pocăiesc dacă te vin, mă pocăiesc. Păi hai pe genunchi, parcă îl văd cu rană, deci nici nu era pansala, deci speciala. M-a așa pe genunchi cu el și m-a rugat din toată inima. Și spun, să știi că noaptea asta nu te doare piciorul. El s-a culcat într-o cameră, într-o altă cameră și dimineața m-a scos la 5 să dau la animal ce avea acolo să plec la servici. Când vine, când se plec acasă, mai vine piciorul lui. Dar tata sucru uitat de și-o vorbi cu minițiala. Deci mai ghiță, nu se cheamă preotul să mă grijoască, adică să-l mărturisească, să provescă, ca să-i limbajul nostru, la moldovenii. M-am zis, că și putem să-i zic. Am plecat la servici când eu seara acasă, spune nevasta aia, cu fost la ea. Măi, zice, când am plecat pe unul, a luat iar durerea de pișor, măi. Nu știi ce să mai fac, o să te duci, nu mă duc eu. Să chem pe popa Sandu să roage pentru el, că s-ar vedeți pișor, eu nu mă duc la el. Și nu m-a dus. Noapte și eu dormit alt cineva la el acolo, noapte dormit tot de recnetul lui. Publică vin de la servici nevasta, băi, era tatu și n-a durat durerea inima. Mai du-te, mai știu, du-te, că nu mai poate de durere. Mă duc mai, iar eu, armele cu mine, Biblia, aia, și mai cânt acolo, cântare. Aia, tate, de ce nu te vindecat cu opa Sandu? Eu te-am spus că Domnul Iisus te vindică. N-ai vrut. Recunosc că ai greșit? Recunosc că am greșit. Dar acum te mai temi cu o dată. Dacă Domnul Iisus te vindică, te pocăiești? Mă pocăiesc, dar să-mi dai și mie o Biblie, un Nou Testament. I-am dat un Nou Testament, hai pe genunchi, ne rugăm din toată inima, că m-a scurat pe genunchi așa, uite și tată, de azi înainte pișorul nu o să te mai doară niciodată. Dar m-a tatăl ții de cuvânt, mățeu. Am plecat treaba să-l viși, când vin seara acasă, cum e nevastă?
Bă, dar e bine, nu doare deloc. S-a dat, se plimba prin casă, zice, bine. A doua zi, zice, pe afară, pe la grajă, s-o zice, pe la animal, care e vaca, care e porc, acolo, cum poți să am gospodar. Bun, a treia zi mă duc iar pe ele, cum e tate, simți? Crezi că recunoști că te-o vindeca Domnul Iisus? Nu. Cum tată nu? Nu. Pe mine m-a vindecat că am dat 6 milioane și am luat o icoană și icoana m-a vindecat. Vedeți dumneavoastră ce este omul? O rămas un cerșetor înaintea lui Dumnezeu? O rămas. Și mai trăit 7 ani de zile după aceea, fără să o doară piciorul. Dumnezeu a spus că nasul mai doar, nu l-a mai durut. Dar durerea este mare că vorbim nemântuit. De ce îi vizi, prașterul, să nu fim niște un fel de cerșetor înaintea lui Dumnezeu? E o viață avea. Și înainte, dacă e prezbiter de biserică, eu n-am stat cu mâna întinsă niciodată așa. Nu așa am știut să dau, să stau. Asta e dovada de creștinii biserilor. Dar Dumnezeu să vă binecuvânteze, cum să fiți oameni a rugăciunii, ca atunci să eu aș putea multe exemple să vă dau. Dar e timp de rugăciune, timp de care să de vorbă cu Dumnezeu când stai de vorbă cu rugăciunii. Doar v-am lăsat să vă dau, citi la câteva versete, de la Isaia la 45 cu versetul 6. Cuvântul Dumnezeu spune așa, și Dumnezeu să ne ajute, dar nu place ce spune aici la profetul Isaia. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați câtă vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea lui și unde să se lasă de gândul lui, se întorc la Domnul care va mi la el, la Dumnezeu nostru, care nu obosește iertând. Ai vedeți și Dumnezeu minunat. El nu obosește iertând, dar noi obosim de multe ori. Și nu este. La Brodina, odată erau doi frați, au avut o discuție între dânsii. Dacă e cineva până la Brodina, poți să spui. Eu am fost acolo de 3 ori. Și mă rog, o găsit unul. Și spune, mai frate, dar iartă-l, mai frate, cu tare, o găsit el. Mai frate, trebuie să spun. Eu îl iert, numai noaptea când nu-l văd, dar ziua când nu-l văd, nu-l pot ierta. E plăcut lui Dumnezeu așa ceva. Noi când iertăm, trebuie să iertăm din toată inima noastră, slăviți Dumnezeu, că ăsta e Dumnezeu nostru, iubiți frașeților ori. Când zici Tatăl nostru și iartă nou, dar ai spus, Doamne, iartă-mă că ți-aș și eu. Zici așa, că n-ai curaj. Noi avem pretenții mai Dumnezeu să ne ierte pe noi, dar noi pe la aproape nu. Suntem doi vecini, iubiți frașeților ori. Unul era credincios, unul necredincios. Dar ce necredincios? Eu am făcut și nu am făcut. Eu am furat. Nu sunt altul, să spui și eu am fost la lanț. Și zice, măi, frate, zice la vecinul lui, iartă-mă, măi, nici să n-aud de tine, măi. Ai făcut un rău așa de mare. Vorbește ăsta de pocăit cu păstorul lor. Păi, frate, zice. Am greșit și eu, măi, s-a ținut lanțul de mână și el a luat lanțul, măi, și nu vrea să iei lanțul. De ce nu? Nu vrea să mai ierte. Hai cu mine, hai. Băi, frate, zice, dar de ce nu îl iert, măi? Am greșit și el, că s-a ținut lanțul de mână și nu vrea. Da, s-a ținut lanțul de mână, dar în capul lanțului era vaca. Și ne aducă vaca și acolo îl iert. Deci noi înaintea lui Dumnezeu numai cu lanțul, dar cu vaca și facem. De ce îi vizi, fraților, Dumnezeu sunt de înțelepciune sfântă, să-i spun Dumnezeu exact ce suntem noi și să spunem adevărul. Să se lasă cel rău de calea lui și omul să se lasă de gândul lui, să se întoarcă la Domnul care are milă, la Dumnezeu nostru care nu o să se rândi. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, ci căile voastre nu sunt gândurile mele, zice Domnul. Ci că sunt de sus cerurile față de pământ, astea sunt de sus căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia se și zăpadă și bucă din cer și nu mai întorc înapoi, se ude pământul și-l pasă rodească, să o zăsnească, pentru că să dea seamă semănătorului și pâine cel ce mănâncă. Tot așa și cuvântul meu, care este în gura mea, nu se întoarce la mine fără rău și va face voia mea și va împlini planurile mele. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rău, iubiți frașiților. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, că noi nu ne putem seama. Ne punem o întrebare. Noi suntem salvați datorită romanilor care l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos datorită jertfă, suferință pentru Domnul Iisus datorită, l-am capătat noi mântuire? Este o întrebare. Dar se vedea și spune la profetul Isaia, la capitolul 53, cu versetul 10. Se vedem, noi suntem salvați datorită romanilor, omorârea romanilor. La versetul 10 spune așa, Domnul a găsit cu care să zdrobească prin suferință, dar după ce îți va da viața ca jertfă pentru păcat,
Va vedea o sămânță de urmat, va trăi multe zici lucrarea, Domnul va folosi în mâinile lui. Dumnezeu nu să-L zdrobească pentru cine? Pentru noi, păcătoșii din fraților. Deci să avem nădejde așa, că noi suntem toți mântuiți și sfinți prin jertfa Domnului Hristos. Amin. Domnul să vă vindecă în ziua.